camarazi, de ziua armății, ce poți face mai rău unei unități militare decât să aduci patru fete să le cânte? Trupa Amadeus, bună dimineața! Bună dimineața! Fetele au venit cu un anunț important. În primul rând am venit să vă cântăm o piesă în premieră. Este o piesă pe care toată lumea, de fapt un medley pe care toată lumea îl știe, din piesă de ale Mihaela Runceanu. A fost singura modalitate de a cânta împreună cu ea, a fost să o aducem... Să aducem vocea ei alături de instrumentele noastre. De mică mi-am dorit lucrul ăsta și uite că doar așa s-a putut să cânt alături de ea. Și am venit să anunțăm și un eveniment care deja a devenit tradiție. Este un omagiu adus Mihaela Runceanu. De data asta va fi pe 4 noiembrie la Casa de Cultura Studenților, la orele 19. Așteptăm pe toată lumea care iubește muzica ei. O să fie proiecții video cu ea. Au răspuns foarte mulți artiști imediat la invitația noastră. O să cânte Vlad Miriță, o să cânte Silvia Dumitrescu, doamna Corina Chiriac, Stella Enache și mulți alți artiști, Amadeus, bineînțeles. Ne vedem la treabă. Mulțumim tare mult pentru ziua de astăzi, dar mai ales pentru mesaje. Încheie emisia Amadeus.